Aglomerație mare de câteva zile la ghișele primăriei Făgăraș. Persoanele care au vrut să-și achite încă de la începutul anului impozitele și taxele către bugetul local au așteptat la rând minute în șir. Explicația numărului mare de bun plan nici este simplă. Oamenii doresc să beneficieze de bonificația de 10% acordată de administrația municipală pentru plata cu anticipația întregului impozit până la data de 31 martie sau pur și simplu vor să scape de datorii din primele zile ale anului. În țările au început din data de 16. Taxele și impozitele s-au mărit cu 5,1% indicele de inflație. Care este publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor. Primul termen de plată este 31 martie, al doilea termen este 2 octombrie, până la primul termen de plată, reducerea este de 10% ca și în anii precedenți. Gradul de colectare pe anul 2022 este de aproximativ 77%. Pe perso la persoane fizice cam 75% și persoane juridice, 72%. Cei care doresc să-și achite taxele și impozitele au și alte posibilități în afară de plata directă la ghișeul serviciului. Avem mai multe uh, posibilități de plată la ghișe, ceea ce nu este întocmai recomandat, le recomandăm contribuabilor să plătească pe ghișeu.ro, pe plăți online care sunt accesibile de pe site-ul primăriei, prin mandat poștal, ordin de plată sau orice altă modalitate de plată. De asemenea, făgărășenia căror rapoarte evaluare urmează să expire în acest an au următoarele termene. Termenul pentru depunerea rapoartelor de evaluare atât la persoane fizice și juridice este primul termen, 31 martie 2023. Rapoartele se depun la registratura primăriei, unde se completează și o declarație de impunere cu valoarea stabilită în raport. Pentru cei care nu depun rapoarte de evaluare, la persoane fizice, impozitul se va stabili cu 2%, iar la persoane juridice cu 7,5%. Începând din anul 2023, avem o cotă adițională de 2,5%. Tot la fel, cine nu achită în termen impozitul, majorarea este de 1% pe lună după termenul scadent. Amintim că evaluarea pentru impozitare se realizează pentru clădiri nerezidențiale sau mixte deținute de persoane fizice și juridice, precum și a clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice. Impozitul pe clădiri se plătește în funcție de destinația declarată de contribuabil, rezidențială sau nerezidențială, mixtă și nu în funcție de calitatea proprietarului, respectiv persoană fizică sau juridică.